Putem începe? Bună ziua tuturor, bună ziua, stimați reprezentanții ai mass media, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Eu sunt Alexandru Trupca, sunt vicepreședintele fracțiunii PAS în CMC, alături de mine este Roman Cojuhari, consilier municipal. Subiectul conferinței de presă ține de soluții concrete referitoare la cum aducem unități de transport rapid, calitative, transparent, fără cheltuieli inutile a banului public în municipiul Chișinău în condițiile de pandemie. Ultimele zile și chiar săptămâni, primarul general Ion Ceban a ieșit cu mai multe atacuri la fracțiunea PAS, învinuindu-ne de faptul că nu facem nimic. Că, de fapt, FRAS este vinovată de faptul că în municipiul Chișinău n-au ajuns încă autobuzele. Dar haideți să ne uităm ce a făcut primarul general într-un an de zile în domeniul transportului. Ne-a vorbit despre benzi dedicate. Actualmente avem o singură bandă pe Pușkin și atât. Ne-a vorbit tot despre transparentizarea proceselor, însă nici la parcul urban de autobuze, nici la regie transport electric nu avem nici Consiliul de Administrare, nu s-au făcut un audit funcțional sau financiar, directorii de nu mai știu câți ani sunt în funcții interimare. Mai mult de atât, chiar și în cadrul direcției transport, mai mult de un an de zile, nu există director. Este condusă de un interimar. Până unde mult a fost domnul Copaci, acum recent a fost înlocuit cu un alt funcționar, iarăși interimar. Despre concurs nici nu se discută, nimeni nu vrea să rezolve problema respectivă. Aparent, primarul general merge pe făgașul vulpii din fabula lui Donici. Când nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Așa și primarul, după un an de zile în care nu a făcut nimic în domeniul transportului, încearcă să atace pe cei care vin cu soluții concrete, practice, pentru rezolvarea problemelor transportului. Și mai jos am să vă demonstrez că anume PAS a fost cel care încă un an în urmă a venit cu soluții foarte și foarte concrete. Dar să începem de la inițiativa din martie anul trecut a primarului de a aduce cele 100 de autobuze din Belarus. A fost o inițiativă, a plecat domnul în Belarus, a venit de acolo înflăcărat cu ideea să aducă 100 de autobuze prin asamblare. În fond era o schemă banală care presupunea strângerea două scaune în Chișinău, dar evitarea licitației publice pentru aducerea celor 100 de autobuze. Consiliul Municipal s-a opus și în martie 2020 s-a creat un grup de lucru care, timp de două luni, a făcut o analiză amplă de tot ce înseamnă transport public în municipiul Chișinău. Și la final a venit cu un raport în care, de fapt, se demonstra că Chișinău are nevoie nu de 100 de autobuze, ci circa 600-700 de unități de transport. Și în final s-a ieșit cu o decizie a Consiliului Municipal care presupunea foarte clar că urmează să fie achiziționate 250 de autobuze, 70 de troleibuze standard și 20 de troleibuze articulate. Troleibuzele deja le puteți vedea pe străzile din orașul Chișinău. În ceea ce ține autobuzele, din păcate, licitația a fost anulată de ANSC, fiindcă probabil au fost niște interese obscure acolo. Dar chiar și așa, primarul, dacă tare își dorea să aducă autobuze, licitația permitea să declare convingător un alt jucător din cei care au venit cu ofertă. Dar grupul de lucru creat de domnul primar a decis să anuleze complet licitația și să nu declare pe nimeni învingător. Argumentele nimeni nu le-a explicat. Cel mai probabil există interesul ca un jucător anume să câștige acea licitație și probabil în foarte scurt timp, 2 aprilie când se va termina perioada noii licitații, vom vedea pentru cine de fapt s-a făcut această licitație. Dar să revenim la schemele domnului Ceban în domeniul transportului. După ce nu a mers schema cu autobuzele din Belarus, dânsul a venit cu o nouă idee năstrușnică să cumpere direct, fără licitații, autobuze rulate. Și să le doteze cu aceste autobuze, parcul urban de autobuze. Argumentarea primarului este următoarea. E pandemie și avem nevoie de unități de transport. E adevărat. E pandemie și avem nevoie de transport, unități de transport. Mai mult de atât, vrem să vă spunem că de fapt avem nevoie urgent de unități de transport. Și aici apare un șir de întrebări la inițiativa primarului. Dacă se dorește să se cumpere direct fără licitații, iar unicul argument este necesitatea urgentă de unități de transport, cine va asigura identificarea acestor autobuze? Fiindcă ele deja nu mai sunt vândute de niște companii mari. Sunt autobuze rulate care trebuie căutate în toată Europa, dacă nu în toată lumea.
Cine le va căuta? Cine va negocia prețul? Cine va plăti și va realiza verificarea tehnică? Toate aceste lucruri durează foarte mult. Mult mai mult decât o banală licitație publică. Evident, lucrurile pot merge mult mai repede. Dacă deja aceste autobuze sunt găsite de cineva care vor pur și simplu să le vândă municipalității. Mai mult de atât, vreau să vă spun, n-am să dau acum un nume, dar este un consilier municipal care foarte activ bate pragurile primarului general și încearcă să-i vândă un lot de autobuze. Acest consilier i-a asigurat majoritatea primarului ca să voteze bugetul în decembrie 2020. Și noi ne gândim că, de fapt, asta este o răsplată pe care primarul vrea să o facă acestui consilier municipal prin a cumpăra acele autobuze, iar consilierul să-și ia comisiunul pe care și-l dorește. Dar noi nu putem nega că municipiul nu are nevoie de transport. Are nevoie și anume din cauza aceasta, încă în martie 2020, noi am venit cu o soluție care ar fi soluționat problema transportului public urgent, mai ales în condițiile de pandemie. La 10 martie 2020, în ședința Consiliului Municipal Chișinău, președintele fracțiunii PAS, Vasile Grădinaru, a venit cu o inițiativă foarte și foarte logică. Atât timp cât nu avem unități de transport, haideți să achiziționăm servicii de transport de la companiile private. Și nu este ceva nou. Chișinăul deja achiziționează servicii de transport de la Parcul Urban de Autobuze și Regia Transport Electric. Mecanismul este foarte simplu, fiindcă puțini oameni cunosc. Dar costul unui kilometru parcurs de un autobuz al Parcului Urban de Autobuze este de 24 de lei. Din bilete, ei strâng doar 5,40 lei. Restul, 18,60 lei de bani, le plătește drept servicii cumpărate de către municipalitate. Anual e vorba de circa 128 de milioane de lei. Deja de calitatea acestor servicii noi nu mai vorbim. Și soluția pe care noi am încercat să o promovăm și o promovăm deja de mai mult de un an, și care încercăm să explicăm primarului ca să este unica soluție urgentă care poate aduce urgent și rapid autobuze, este să achiziționăm servicii de la companiile private. În aceste condiții nu vom putea garanta calitatea, fiindcă vom pune niște condiții și, cel mai important, ele vor fi mult mai ieftine aceste servicii decât achiziția serviciilor de la Parcul Urban de Autobuze, fiindcă privații sunt mult mai eficienți și sunt mult, mult mai bine pregătiți pentru a presta servicii calitative. Acum colegul meu, Roman Cojucar, va explica latura economică a acestei soluții propuse de PAS și va demonstra încă o dată că este, de fapt, unica soluție care poate urgent, rapid și relativ ieftin să soluționeze problema transportului public în municipiul Chișinău. Te rog. Mulțumesc. Bună ziua, estimați reprezentanți ai mass-mediei. Cum a spus și colegul meu, Alexandru, fracțiunea PAS consideră că pentru soluționarea urgentă a problemei transportului public, în special în suburbii, este nevoie de achiziționarea serviciilor de transport de la companiile private. De ce această soluție este mult mai eficientă decât inițiativa primarului de a procura unități de transport rulate direct prin negocieri? În primul rând, fiindcă achiziția serviciilor va fi mult mai rapidă și va aduce unități de transport pe rută doar în 3-4 săptămâni. În al doilea rând, aceasta va fi realizată în bază de licitație, transparent și cu o claritate cine, cât și pentru ce sumă prestează servicii de transport. În al treilea rând, prin organizarea unei licitații de achiziționare a serviciilor de transport, municipalitatea va putea stabili criteriile de rigoare pentru unitățile de transport. În același timp, va putea stabili și calitatea serviciilor prestate. În cazul în care unitățile de transport vor fi achiziționate direct, nu se va putea controla calitatea serviciilor prestate, deoarece, în continuare, acest serviciu va fi prestat de Parcul Urban de Autobuze. O întreprindere fără director, fără Consiliu de Administrare și cu grave problemele la gestionare și administrare a banilor public. Și cel mai important, factorul economic. Primarul propune să fie alocați 50 de milioane de lei pentru a achiziționa unități de transport rulate
prin negocieri. Se estimează că din această sumă vor fi procurate 50.000 de unități de transport. 50 de unități de transport care vor fi gestionate de parcul urban de autobuse. Să facem un calcul minim. Fiecare autobuz parcurge circa 80.000 de kilometri pe parcursul a unui an. Iar municipalitatea achită parcului urban de autobuse circa 18,6 lei pentru fiecare kilometru parcurs. Un calcul elementar denotă că la cele 50 de milioane de lei pentru achiziționare autobuselor rulate, municipalitatea va mai cheltui cel puțin 74 milioane de lei pentru compensarea cheltuielilor parcului urban de autobuse. Fracțiunea PAS propune ca acești 50 de milioane de lei să fie direcționați către achiziția serviciilor de transport public de la companiile private. În urma dialogului purtat cu Asociația Transportatorilor și cu unii transportatori, am constatat că prețul pentru care transportatorii sunt gata să presteze acest serviciu este de circa 15 lei pentru un kilometru parcurs. Și asta în condițiile în care încasările din vânzările de bilet și abonamente vor merge în bugetul parcului urban de autobuz. Astfel spus, achiziția serviciilor de transport a celor 50 de unități va costa bugetul municipal doar 43,75 milioane. Iar municipalitatea va economisi cei 50 de milioane de lei destinați pentru procurarea unităților de transport rulat și încă circa 30 de milioane de lei din diferența compensării pe care o face municipalitatea anual. Și cel mai important, parcul urban de autobuse nu va avea riscul să gestioneze unități de transport rulate, fără garanție și cu existența unei probabilități majore că va avea mereu necesitatea de a investi în reparația acestora. În final, fracțiunea PAS îl îndeamnă pe primarul general Ion Ciban să dea dovadă de rațiune și bun simț și să renunțe la ideea prostească de a achiziționa direct, fără licitații, autobuse rulate cu toate riscurile aferente și cheltuielile financiare. De asemenea, îl invităm pe primarul general să susțină inițiativa PAS de a achiziționa servicii de transport de la companiile private. O astfel de abordare va elimina orice riscuri legate de transparența utilizării banilor publici, va asigura o calitate a transportului public și, cel mai important, va asigura rapid, în termen extrem de restrâns, municipiul cu unități de transport. Dacă primarul ne asculta în martie 2020, deja de 10 luni orașul ar fi avut unități de transport și cetățenii puteau călători liber la locul de lucru sau în alte necesități. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, mare plăcere să vă răspundem. Nu? Bine, mersi mult. Mulțumim. Zi frumoasă.